Sperăm pentru viitorul Parlament. În practica electorală internațională, sistemul electoral majoritar 100% este aplicat de 10 de ani în așa state cu o democrație dezvoltată precum Statele Unite ale Americii, Canada, Marea Britanie sau Franța. În mai multe state din lume, camerele superioare ale legislativilor de asemenea se aleg prin vot majoritar. Sistemul electoral care combină avantajele fiecărui sistem, sau așa numit sistem mixt, este aplicat în state precum Germania, Ungaria, Lituania, Japonia și multe altele. Analizând practica internațională, distingem că nu există un model unic și fiecare țară își alege în mod suveran modelul electoral care este cel mai potrivit la o anumită perioadă. Multiplele recomandări ale Comisiei de la Veneția și OSCE de asemenea menționează faptul că alegerea sistemului electoral este decizie suverană al fiecărui stat. Fiecare din sistem electoral are atât avantaje cât și dezavantaje. Totodată, examinând practica electorală și politică a Republicii Moldova din ultimii 20 de ani, luând act și rezultatele ultimilor sondaje de opinie și solicitările directe ale cetățenilor, s-a constatat necesitatea perfecționării acestui sistem și cea mai optimă cale ar fi un sistem electoral prin vot majoritar pe circumscripții uninominale, unde cetățenii, unii deputați vor fi aleși direct de cetățeni.